Hristos a înviat, stimați telespectatori ai televiziunii române, suntem împreună în muzeul Astral, lângă o monoxilă descoperită sub malul unui râu aproape de Bacău. Suntem în zona apelor, dar suntem în fața unei descoperiri care sunt convins că a entuziasmat enorm în perioada aceea. Cuvântul pe care vreau să vi-l adaug la suflet în seara aceasta este din Cântarea a cincea, a treia parte din Cântarea a cincea a Învierii. Să ne apropiem purtătorilor de lumină de Hristos, cel ce a ieșit din mormânt ca un mire, și să prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de praznice Paștile lui Dumnezeu cele mântuitoare. Suntem așadar dinaintea acestei descoperiri ca dinaintea descoperirii faptului că Hristos a ieșit din mormânt. Când scoți ceva din pământ și descoperi că este de o frumusețe inegalabilă, bucuria este cu totul și cu totul specială. Arheologii înțeleg bine ce spun. Cam așa trebuie să fi fost ieșirea Domnului Hristos la lumină, din întunericul cel mai întunecat, din locul morții, acolo unde îl duseseră să-l lase pentru totdeauna uitat, sau dacă nu uitat, măcar ascuns dinaintea ochilor urii celor din jur. Sunt convins că și fără înviere, Hristos ar fi rămas o imagine frumoasă pentru poporul Israel și în timp e posibil să-i se fi acordat un loc de profet. Dar ce diferență între profetul care ar fi fost uitat și iubit de o mână de oameni și Hristos Domnul cel înviat, care schimbă lumea, care face, așa cum am văzut în toate săptămânile acestea din urmă, atât de mult lumină în lumea în care locuim. Schimbă lumea în toate ale sale, dăruiește un alt fundament ontologic existenței noastre ca oameni. Cuvântul Scripturii vine să se adauge acestor cuvinte frumoase ale imnului Învierii. Adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. Este cel mai important mesaj al Mântuitorului Hristos, și anume că în sine, credința în El, în învierea Lui, ne mută pe noi înșine de la moarte la viață. O monoxilă de sub pământ scoasă de pe malul unui râu spune aproape totul despre cei care au condus-o, cei care au locuit în ea, cei care s-au hrănit din peștele făcut, nu adus de Dumnezeu, în mrejele acestor oameni destoinici. Se vede în ciopitura ei și în grija cu care era construită că țineau la siguranța lor, țineau să aducă la mal suficient de multă hrană pentru cei ai casei lor. Tot astfel, dacă privim la monoxila ieșită de sub pământ care este Hristos, la această minunată alcătuire de icoană înviată, învățăm împreună cât de mult contăm pentru El și în ce mod trupul Său și sângele Său ni se dă ca hrană pentru a avea viață veșnică. Niciodată, în nicio situație, Hristos nu trădează aceste așteptări și trebuie să fim atenți de fiecare dată să ne bucurăm de ele, să trăim din bucuria descoperirilor. Mâine este o nouă zi.